Corvinul Hunedoara își continuă seria jocurilor fără înfrângere. În antepenultima etapă din play-off-ul seria 9 din Liga 3 de fotbal, Corvinul a trecut mai greu decât era de așteptat la Simeria cu 3-2 de Viitorul Cluj. Florin Maxim, principalul hunedorenilor, a fost mulțumit doar de rezultat, dar gândul acestuia se îndreaptă spre barajul de promovare în Liga 2, unde Corvinul este calificată de vreme bună. În baraj, Corvinul va juca aproape cer cu Oradea, dar își propune ca până atunci să câștige celelalte jocuri din play-off, primul fiind cu metalurgistul cu Jeff tot la Simeria. Sincer, n-am mai discutat chestia asta, acesta este programul, l-am știut, e normal, îi înțeleg cumva. Ne-am mobilizat, ne-am câștigat meciul, mai greu decât ar fi trebuit, la fel și cu Ungheniu, adus aminte la 2-0, am avut două situații să facem 3-0, n-am făcut, am alergat dintr-o greșeală, luăm dintr-o fază fixă gol 2-1, iar alergi. Câștigăm meciurile, ne câștigăm meciurile, dar cu un efort mult prea mare. Eu tratez fiecare meci la victorie și nu avem timp să ne menajăm jucătorii, pentru că din scurt avem sâmbătă meci cu Ungheniu și după aia miercuri începe meciurile de baraj. Nu există loc de pauze, de stai că menajez, nu. Mai sunt două meciuri și toată lumea vreau să-mi fie conectată 100%. În seria 7, CSMD va și ea calificată în baraj, unde va întâlni Dumbrăvița sau Ghiroda, a pierdut cu 1-0 meciul de acasă de la Orăștie cu Voința Lupac. Ștefan Nanu, antrenorul principal al Devenilor, pune eșecul pe seama ghinionului, a oboselii și automulțumirii unei părți dintre jucători. Etapa viitoare, Deva va juca la CSM Reșița, unde își va menaja titularii, urmând ca în ultimul meci din play-off să-și cristalizeze echipa pentru baraj. Nu au fost presiune, cred, ocazii, mai ales a doua repriză, am avut cel puțin 6-7 ocazii, nu știu dacă au zis de 3 ori la poartă. S-au apărat foarte bine, am avut și ghinion, pentru că n-a intrat azi, a avut obloș cu poarta golă, Șulea cu capul poarta golă, bară, nu mai contează. Parcă se vede și o automulțumire din partea unora, dar, pe total, obiectivul nostru este îndeplinit, ceea ce ni l-am propus. În această săptămână se vede că este oboseală, se vede că venim după tot să plâng de picioare. Voi încerca săptămâna viitoare să mă menajez cel puțin 8-9 titulari, să pregătesc jocurile de baraj, încerc la meciul cu Pandurii să-mi creez primul 11, cel puțin să joace o repriză, să vedem să aibă tonus, pentru că pe noi acum ne interesează barajul. Îmi doresc foarte mult să ajungem în finală. În acea serie, dar în play-out, din care au mai rămas de jucat 3 etape, situația echipelor hunedorene s-a complicat după înfrângerile suferite. Jiul Petroșan, care a mers dezastruos în play-out, a pierdut acasă cu 1-0 de la Viitorul Șimian și mai are un avans de doar 6 puncte față de primul loc retrogradabil. Aurul Brad a pierdut cu 1-0 în deplasarea de la Gilortul Târg Bucăr-Bunești și a revenit pe ultimul loc, iar salvarea de la retrogradare este din ce în ce mai grea. Etapa viitoare, cele două echipe hunedorene se vor întâlni între ele la Brad. Partida urmând a se desfășura sâmbătă 14 mai de la ora 18, la fel ca și jocurile pe care le vor susține Deva și Corvinul.